Un liceu de meserie își va deschide porțile pentru elevii care vor să vadă dotările școlii, proiectele în care sunt implicați profesorii și elevii, dar și rezultatele obținute de-a lungul anilor. La eveniment sunt invitați și autoritățile locale, alături de sute de elevi, părinți de la școlile de pe raza orașului Hârlău și comunele din împrejurimi. 15 mai, începând cu ora 9, la Liceul Tehnologic din Hârlău va fi ziua porților deschise. Sunt invitați părinți, elevi de clasele terminale de gimnaziu, profesori, autoritățile locale. Cu această ocazie, vizitatorilor le sunt pregătite spectacole artistice, prezentări tematice sau ateliere de lucru, dar mai ales oferta educațională pentru anul școlar 2014-2015. Pe data de 15 mai 2014, între orele 10-13, elevii școlilor gimnaziale din comunele de Len, Scobinți, Ceplenița și Cotnari sunt invitați la noi la școală, unde vor urmări activitățile realizate de elevii școlii noastre, un program artistic și multe alte activități pe care noi le vom organiza în această zi. Liceul Tehnologic Hârlău oferă o promovare profesională în diferite domenii, cum ar fi mecanică, industrie textilă și pielărie, construcții civile, prelucrarea lemnului, industrie alimentară, turism și alimentație, asigurându-le șanse de integrare socioprofesională. Pentru anul școlar 2014-2015, liceul a pregătit 15 clase pe profil tehnic, servicii și resurse naturale și protecția mediului.